vestea zilei pentru Simona Halep. Verdictul pe care îl așteaptă toată România. Gabriela Andreiașu, directorul Agenției Naționale Antidoping, a vorbit despre situația Simonei Halep. Aceasta este în continuare suspendată, după ce în urmă cu opt luni a fost testată pozitiv pentru Roxandustat. Au trecut opt luni de când Simona Halep se află în centrul unui scandal de dedopaj, însă nici acum nu a primit un verdict. Într-un interviu acordat siteului Tennis Majors, aceasta a criticat Federația Internațională de Tenis pentru amânarea repetată a procesului și a cerut să fie judecată cât mai curând. De ce se amână procesul Simonei Halep? Directorul Anat Gabriel Andreiașu a spus că există trei posibile motive pentru amânarea repetată a verdictului, și anume probe noi, Modificări ale declarațiilor dosarelor și solicitarea unor expertize. Organizația care a pus o subacuzare pe Simona Sports Resolutions. O organizație independentă din Londra, probabil că are alte probe care pot fi depuse la dosar și atunci au nevoie de o perioadă mai lungă de timp. Dacă pe parcursul audierii apar alte abateri la ceea ce declară martorii, sau din ceea ce fiecare parte pune la dispoziția completului de judecată, se poate ajunge la un termen mai lung. A explicat aceasta la TVR.